Haide să mărturisim împreună. Tu ești scutul și tăria mea, în tine mă încred. Tine mi se încrede inima, de aceea nu mă tem. Tu ești scutul și tăria mea, în tine mă încred. În tine mi se încrede inima, de aceea nu mă tem. Doamne, Tu ești bun, pe cine ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, căci vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Nu mă va părăsi bunătatea și credincioșia Ta. Tu ești scutul și tăria mea, în tine mă încred. În tine mi se încrede inima, de aceea nu mă tem. Tu ești scutul și tăria mea, în tine mă încred. În tine mi se încrede inima, de aceea nu mă tem. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Aleluia! Dumnezeu e dragoste. Aleluia, cu mine frică nu mai e. Aleluia, Dumnezeu e dragoste. Aleluia, cu mine frică nu mai e. Aleluia, aleluia, Dumnezeu e dragoste. Aleluia, cu mine frică nu mai e. Aleluia, Dumnezeu e dragoste. Aleluia, mine frică nu mai e. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Doamne, Tu ești bun, căci-n vrea ține îndurarea și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Și credincioșia Ta, nu mă va părăsi. Nu mă va părăsi. Bunătatea și credincioșia Lui nu ne va părăsi niciodată. El este Cel care luptă pentru noi. El este care, în orice circunstanță, este de partea noastră să ne întărească, să ne ridice. Crezi lucrul ăsta? Așa cum a spus și fratele păstor Vali, haideți să ne punem toată încrederea în El, toată nădejdea în El, toată energia în El. Pentru că de acolo ne vine toată puterea. Amin.
prejur. Donoresc că-ți ai corona de împărat victorios, ajutorul meu și prieten, adăpost mântuitor. Doar prin har trăiesc și pot să mă închin. Mă supun, îmi plec genunchii înaintea ta, Iisus. Tu domnești și ai corona de împărat victorios. Slava ta să umple templu și tărie să reverși. Doar prin har trăiesc și pot să mă închin. Aleluia! Tu ai biruit, Tu ai biruit. Aleluia! Lumea Tu ai biruit, Iisus. Pierduți ajung salvați, stăpânești și n-ai corona de împărat victorios. Ești Mesia, Salvatorul, ai nădejde lumii întregi. Doar prin har trăiesc și pot să mă închid. Aleluia! Tu ai bine. Orice munte e slăbit, fiecare lanț se frânge. Ai corona de împărat victorios, victorios. Orice munte e slăbit, fiecare lanț se frânge. Ai corona de împărat victorios, victorios. Orice munte e slăbit, fiecare lanț se frânge. Ai corona de împărat victorios, victorios. Orice munte e strobit, fiecare lanț se frânge. Ai corona de împărat victorios, victorios. Și ai corona de împărat victorios. Victorios! Aleluia! Tu ai biruit, Tu ai biruit. Fiecare lanț se frânge, ai corona de împărat victorios, victorios. Orice munte e strobit, fiecare lanț se frânge, ai corona de împărat victorios, victorios. Orice munte e strobit,
fiecare lanț se frânge. Ai corana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge. Ai corana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge. Ai corana de împărat, victorios, victorios. Orice munte e zdrobit, fiecare lanț se frânge. Ai corana de împărat, victorios, 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 victorios. Avem un Dumnezeu victorios care a biruit moartea, care a biruit frica, care a biruit crucea, care a mers ca un miel, dar a învins ca un leu. Aleluia, acesta este Iisus pe care îl celebrăm în dimineața asta. Haideți să scoatem un strigăt de biruință pentru Iisus, Regele nostru. Aleluia! Pe nori și orice om îl va vedea. Lanțuri vor cădea în timp ce îl vom lăuda, căci El e Domn atotputernic. Iisus este leu, e leul din Iuda, El are putere ne libereze, toți în fața Lui se închină. Iisus este mielul, e mielul de jertfă, prin sângele Lui păcatul l-am frânt. Toți se vor pleca în fața mielului preasfânt, toți în fața Lui se închină. Domn atotputernic, Tu ești Domn atotputernic,
care pot să schimbi situația vieții mele. Biblia spune să-L recunoaștem în toate căile, în toate situațiile, în toate circumstanțele, pe El. Și El ne va da biruință. Tu ești Domn atotputernic. 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 Tu ești Domn. Tu ești Domn. Tu ești Domnul meu. Iisus este leul, El leul din Iuda. El are putere să ne libereze. Toți în fața Lui se închină. Iisus este mielul, e mielul de jertfă. Prin sângele sfânt, păcatul a frânt. Toți vor pleca în fața mielului preasfânt. Toți vor pleca în fața mielului preasfânt. Toți în fața lui se închină. Se vor pleca și vor mărturisi că Tu ești Domnul, Cel atotputernic, singurul vrednic, singurul care iei poveri, singurul care aduce liberare, răscumpărare, care transform lucrurile, care schimb situații, care dai un nou.
apa în vin ai schimbat. Orbilor văzul le-ai dat. Tu ești Domnul minunilor. Tu din cenușă ne-ai scos. Nu e nimic ce nu poți. Lumina lumii ești pentru toți. Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Vindecătorul atât puternic tu ești. Tu ești Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Vindecătorul atât puternic tu ești. Tu ești. Tu ești Domn atât puternic. Apa orbilor văzul le-ai dat. Tu ești Domnul minunilor. Tu din cenușă ne-ai scos. Nu e nimic ce nu poți. Lumina lumii ești pentru toți. Dumnezeu mare, tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Vindecătorul atât puternic tu ești. Tu ești Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Vindecătorul atât puternic tu ești. Potrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne dopoară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne dopoară, cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e asemănare. Vindecătorul atât puternic tu ești. Tu ești. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cine ne stă împotrivă, cine ne stă în cale, nimic nu ne doboară, cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Dumnezeu. Dumnezeu mare, Dumnezeu.
mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Binecătorul, atât puternic tu ești, tu ești. Tu ești, Iisus, tu ești. Aleluia. Tu ești, Iisus. Tu ești, Iisus, Dumnezeu mare, Dumnezeu puternic. Am un gând și nu știu, cred că este pentru fiecare dintre noi și simt așa să vă provoc să trăim fiecare zi ca o zi de duminică, să trăim fiecare zi ca o zi a celebrării. Să nu celebrăm vinerea, sâmbăta și duminica. Să învățăm să celebrăm lunea. Să învățăm să celebrăm marți. Dumnezeu este același în fiecare zi. Împărăția lui Dumnezeu nu se câștigă duminică. Împărăția lui Dumnezeu o câștigăm în fiecare zi. Domnul Iisus n-a vindecat sâmbăta sau duminică. În fiecare zi, Dumnezeu n-a dus împărăția doar un weekend. Și simt așa foarte tare să ne asumăm, să ne lăsăm haina de fii și fiice, să ne lăsăm haina de oameni ai împărăției în fiecare zi și să n-o dăm jos. Lunea nu este mai puțin importantă decât celelalte zile. Dacă vrem să răscumpărăm vremea, trebuie să păstrăm haina de laudă și pentru luni. Biblia spune să ne numărăm bine zilele. Și nu se referă la zilele de duminică. Se referă să ne numărăm toate zilele. Pentru că Dumnezeu cel atotputernic, Dumnezeu ăsta mare de care cântăm noi, este cu noi în fiecare zi. Haideți să facem lucrul ăsta zilele care vin. Să ne trezim ca pentru o zi de duminică, în care să înălțăm pe Iisus, în care să ducem celebrarea lui Iisus Hristos acolo unde mergem, în care să înălțăm numele lui Iisus la locurile de muncă, cu prietenii, acasă, oriunde am fi, să ducem împărăția, să ducem prezența Lui. Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare, Vindecătorul, atotputernic tu ești, tu ești. Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare, Vindecătorul, atotputernic tu ești, tu ești. Fiecare zi cu mine vei fi. Fiecare zi vreau să te văd. Și tu ești mare. Haideți să spunem împreună, Doamne, vrem să te vedem și noi. Vrem să te vedem și marți. Vrem împărăția ta manifestată în fiecare zi din viața noastră. Vrem să ducem vestea bună în fiecare zi. Tu ești vrednic, tu ești sfânt,
ești atât puternic. Tu ești Domnul, steagul meu, Tu îmi dai viață mereu. Tu ești ocrotirea mea, Tu ești bun cu mine. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și smerenie ai venit, cu blândețe ne-ai slujit. Mielul ce a fost junghia pentru omenire. A treia zi ai înviat, prin Duhul Sfânt ne-ai adoptat. Cu Tatăl suntem împăcați prin a Ta iubire. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, cel mai vrednic. Tu ești vrednic de cinstire, Iisus. Tu ești vrednic, cel mai vrednic. Tu ești vrednic de cinstire, Iisus. În smerenie. În smerenie ai venit, cu blândețe ne-ai slujit. Mielul ce a fost junghia pentru omenire. A treia zi ai înviat, prin Duhul Sfânt ne-ai adoptat. Tatăl, suntem împăcați prin a Ta iubire. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești mare. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Tu ești mare, cel mai mare. Tu ești mare și puternic, Tată. Și așa, în mod practic, așa cum am rostit viață peste oase, haideți să cântăm. Și vreau să cântăm în surdină prima strofă: Tu ești Domnul Savaot. Și vreau să cântăm că El este Domnul Savaot. El este Domnul atotputernic peste orice situație. El este Domnul atotputernic. Amin. Și dacă El este Domnul atotputernic, înseamnă că orice situație se pleacă înaintea Lui. Înseamnă că boala se pleacă înaintea Lui. Biblia spune că orice genunchi se va pleca, orice nume se închină înaintea Lui. Nu mă interesează cum se numește problema din viața ta, este o nimică înaintea Lui. Declară că El este Domnul Savaot și fă o să genuncheze înaintea Lui. Haideți să spunem lucrul ăsta și să spunem că El este Domnul Savaot.
peste lucrurile din viața noastră care stau împotriva noastră și care ne împiedică să intrăm în destinul lor, și numește-le în timp ce cânți. Tu ești Domnul Sabaoth, Tu ești Rege peste tot. Pentru că noi suntem templul Duhului Sfânt. El este atotputernic. Pune un steag de biruință acolo unde este până acum pierderea. Adăpostește-te în acest turn puternic care este Iisus Hristos. Tu ești Domnul Sabaoth, Tu ești Rege peste tot. Tu ești Domnul, Tu ești, ești atotputernic. Și haideți să spunem că El este mare. El este mare, cel mai mare. El este mare și este puternic și este Tată. El este mare, este cel mai mare. El este mare și puternic și este Tatăl, este Tăticul nostru. Binecuvântat să fie numele Lui, onorat să fie numele Lui, glorificat să fie numele Lui, pentru că El este Tăticul nostru și ne iubește și are pentru noi gânduri de binecuvântare, gânduri de pace. Amin. Haideți să spunem cu toții: Domnul meu și Dumnezeul meu. Haideți să repetăm: Domnul meu și Dumnezeul meu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Spune: Doamne, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Eu numai Ție mă închin, numai pe Tine Te urmez, Te iubesc din toată inima. Spune: Tu ești Regele meu, ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Amin. Vă invităm să ocupați loc în prezența Domnului. Voi citi un cuvânt din Biblie și prin harul lui Dumnezeu îl lăsăm ca El, Dumnezeu Tatăl, să ne conducă în cuvântul Său. În 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. 2 Corinteni 3 cu 18. Haideți să citim la unison, împreună, în cor, cu toată biserica. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Haideți să facem un pas mai aproape de cuvântul lui Dumnezeu și să rostim la persoana întâia singular. Când noi citim noi toți, mă gândesc la dumneavoastră, la toți. Mă gândesc la toți cei care citesc Sfintele Scripturi. Dar când rostesc cuvântul lui Dumnezeu și îl citesc la persoana întâia singular, las autoritatea cuvântului să pătrundă în viața mea. Este o sămânță semănată în viața mea care aduce rod, da? Și haideți să-l citim încă o dată la unison, în cor, adică de la persoana întâia singular. Eu privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și sunt schimbat în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Haideți să mai repetăm încă o dată și e suficient. Haideți să repetăm. Eu privesc cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și sunt schimbat. Haideți să repetăm. Sunt schimbat
în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Amin. Vă binecuvintez în numele Domnului. Mă bucur să fiu împreună la închinare. Un loc al închinării în Marea Mureș. Un loc al închinării, al înălțării gloriei lui Dumnezeu și al proclamării împărăției lui Dumnezeu în partea de nord a țării. Vă binecuvintez în numele Domnului. Haideți să ne uităm, facem pași în cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vine și spune, noi toți, dar se pune întrebarea, cine sunt noi toți? Care sunt noi toți despre care vorbește versetul acesta? Începând din versetul 7 în jos, este repetat de mai multe ori cuvântul slavă, slăvit, și apostolul Pavel vine și spune că slujba aducătoare de moarte era împodobită sau era, avea o slavă ei, dar slujba Duhului, slujba dătătoare de viață, adică lucrarea terminată a Domnului Iisus Hristos la cruce și propovăduirea Evangheliei, credința în numele Lui, este o slujbă mult mai înaltă, fiindcă este slujba aducătoare de viață. În pasajul acesta vine și spune că oamenii care citesc Vechiul Legământ, aș vrea să fac o paranteză, legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Luat în timp, în ani, de la 1400 înainte de Hristos, aproximativ când a fost dată legea, și până la Domnul Iisus Hristos, undeva prin, haideți să spunem, s-a născut în anul 4 înainte de Hristos, a murit în anul 30 și ceva, dar până la Hristos, Iisus Hristos este sfârșitul legei. Vechiul Testament și Vechiul Legământ a ținut până la Hristos. Și de la Domnul Iisus Hristos a început Noul Legământ. Și aici apostolul Pavel vine și spune, după ce a început Noul Legământ, rețineți, Epistola către Corinteni a fost scrisă când era deja perioada Noului Legământ și Vechiul Legământ a luat sfârșit. Și a fost desființat, fiindcă Dumnezeu în bunătatea Lui și în harul Lui a adus un legământ mai bun. Mai bun. Un legământ mai bun, fiindcă legea n-a făcut pe nimeni neprihănit. Și acum Pavel vine și spune, când oamenii, când creștinii, când biserica citește Vechiul Legământ, cei care citesc Vechiul Legământ, și se încred în Vechiul Legământ și ei cred că sunt neprihăniți prin faptele legii sau prin faptele lor personale, Pavel vine și spune, o măheamă rămâne pe ochii lor, pe privirile lor și nu pot să vadă strălucind lumina Evangheliei, frumusețea și slava Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Fiindcă legea este o perdea, este o măheamă, spune apostolul Pavel, pusă peste oameni, dar ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, rețineți, vorbește bisericii, nu vorbește necredincioșilor. Astăzi am un cuvânt și pentru cei care vin din afara bisericilor evanghelice, dar ori de câte ori cineva care este, să vă spun așa, pe românește, pe șleau, pocăit evanghelic, și se bazează pe Vechiul Legământ, pe faptele legii și citește faptele legii crezând că el este mântuit, răscumpărat, neprihănit, prin ținerea poruncelor, pe privirile oricui este o măheamă și măheama este dată ori de câte ori cineva vine la Domnul, ori de câte ori cineva vine la Domnul. Măheama aceasta este luată. Căci Domnul este Duhul, versetul 17, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Aș vrea să vă spun că legea Vechiului Testament, voi știți așa, asta a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu. Amin? Pe niște table de piatră. Nimeni nu este mai mare decât Dumnezeu. Să mai scrie o altă lege. El n-a mai scris o altă lege. Toate legile scrise pe hârtie, pe foi de hârtie, de către oameni, și toate poruncile scrise de către oameni peste foi de hârtie, sunt o nimica toată înaintea lui Dumnezeu. Și nu au putere ca să ierte păcatele și să considere pe cineva neprihănit, justificat înaintea lui Dumnezeu. Rețineți?
Dar ori de câte ori oamenii, pocăiții, biserica, se bazează pe faptele lege scrise în Vechiul Testament sau pe păruncile omenești, o mahramă este pe ochii lor și nu pot să vadă strălucind lumina Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Dar ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, adică ce înseamnă să te întorci la Domnul? Să crezi în El și numai în El. Fiindcă nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți decât numai numele Domnului Iisus Hristos. Și toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în numele Lui primește prin credința în numele Lui iertare de păcate. Slăvit să fie numele Lui. Și Biblia, Duhul Sfânt vine și spune ori de câte ori, ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul. Nu că dumneavoastră nu sunteți întoarși la Domnul. Nu spun aceasta. Eu mă uit la biserica Domnului Iisus Hristos, este slăvită, este glorioasă, biserica cunoaște, cunoaște pe Domnul ei. Dar e posibil ca să fie în mijlocul nostru oameni care îl caută pe Domnul cu disperare. Îl caută pe Dumnezeu din toată inima lor și numai nu pot să facă un pas mai departe, un pas mai departe. De fapt, mesajul predicii de astăzi este din slavă în slavă prin Duhul Domnului, din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Și Biblia vine și spune, ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, mahrama de pe ochii lui este luată. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii care vin din Biserica Ortodoxă. E cineva care vine din Biserica Ortodoxă, da? Aș vrea să vă vorbesc pe inima voastră. În Biserica Ortodoxă este o rugăciune numită rugăciunea păcătosului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul sau păcătoasa. Vă aduceți aminte de asta? Iartă-mi toate păcatele, cu gândul sau cu fapta, cu voie sau fără de voie, din știință sau din neștiință, primește-mă în împărăția ta. Dăm viața veșnică. Vă aduceți aminte de rugăciunea aceasta? În Biserica Ortodoxă iar se folosește o expresie la botez când preotul întreabă te lepezi de Satan și de toți îngerii lui și cineva răspunde mă lepă de Satan și de toți îngerii lui. Și când stau de vorbă cu oamenii care vin din Biserica Ortodoxă aș vrea să vă spun că n-am întâlnit până în prezent, în decursul anilor și sunt câțiva, niciun credincios din Biserica Ortodoxă la care să-i explic ce înseamnă rugăciunea păcătosului. În momentul când cineva se roagă sincer rugăciunea păcătosului și se pocăiește înaintea lui, aceasta este valabilă pentru toți oamenii. Dumnezeu Tatăl îi iartă păcatele. Îi dă viață veșnică. Face din el un copil al lui. Și mai mult decât atât, Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, vine în inima persoanei respective și din momentul acela începe îndumnezeirea omului. Voi explica mai târziu ce înseamnă îndumnezeirea omului. Dar biserica evanghelică, bisericile evanghelice au nevoie ca să se întoarcă la Domnul. Și ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, mahrama este luată, slăvit să fie numele Lui. Cine sunt noi toți? Noi toți suntem toți cei care ne-am întors la Domnul. Fie din Biserica Ortodoxă, fie din Biserica Evanghelică, ne-am întors la Domnul și mahrama de pe ochii noștri a fost luată. Amin? Spune așa, noi toți deci privim cu fața desoperită ca într-o oglindă, n-ai cum să privești dacă este o mahrama pe ochii tăi. Rețineți, puteți să vă luați o eșarfă, luați-vă un fular, puneți-l în fața ochilor și uitați-vă la bec, dacă vedeți lumina, dar nu se vede lumina. Da? Cam așa ceva este în fața oamenilor religioși care au o religie și se bazează pe religia lor că merg în cer. La noi la biserică, fiindcă sunt familial cu ei, le permit să le spun lucruri așa. Îmi dați voie să vă spun și dumneavoastră așa un lucru care spun bisericii noastre, frate Vali, îmi dai voie? Uite, la noi la biserică le spun așa, măi oameni buni, măi fraților, vă să vă spun o veste foarte bună și una foarte proastă. Care veți să fie prima? Dumneavoastră, care veți să fie prima? Care? Aia bună, da? Aia bună. Uite, eu când am venit la pocăință, chiar astăzi în timpul închinării, Duhul Sfânt mi-a adus aminte, Ilie, anul acesta este anul
veselie pentru tine. La 50 de ani în poporul evreu era anul veseliei și în anul veseliei multe lucruri se întâmplau. Iar Duhul Sfânt astăzi mi-a adus aminte și a spus, Ilie, anul acesta, în aprilie, se împlinesc 50 de ani de când ai încheiat legământ cu mine. Și eu vreau pentru tine să fie anul de veselie, anul de veselie, anul de veselie. Acum să vă spun vestea cea mai bună. Eu când m-am pocăit și când am luat botezul, ferească Dumnezeu Sfântul să port cravată și să vin cu cravată în adunare, dar nici pe stradă. Eram drept în iad. Rețineți, drept în iad eram. Acum 50 de ani, dacă purtam cravată, soarta mea era drept în iad. Mai știe cineva învățătoria asta? Da? Auzi, știi care este cea mai bună? Iadul ăla nu există. Iadul ăla nu există. Nu este. Vreau să vă dau vestea cea mai proastă. Atunci se spunea așa, dacă tu, Irie, nu poți cravată, merge în rai. Și dacă toată viața mea, eu n-am purtat cravată, cu speranța că ajung în rai, vestea cea mai proastă este, raiul ăla nu este. Nu este. Nu este. Noi toți privim cu față, noi poate zâmbim. Noi zâmbim. Zâmbim și eu zâmbesc. Eu zâmbesc de mine. Eu zâmbesc de mine, fiindcă eu am trăit aceasta. Dar Biblia vine și spune, ori de câte ori cineva se întoarce la Domnul, mărama este luată. Amin? Haideți să spunem în felul cu toții, Tată, ne întoarcem la tine. Tată, ne întoarcem la tine. Și orice mărama de pe ochii noștri în dimineața aceasta, în ziua de astăzi, este dată la o parte. Orice mărama de pe ochii mei care am împiedicat ca să văd gloria ta și slava ta și cunoștința slavei tale și frumusețea Evangheliei este luată de pe ochii mei. Eu mă întorc la tine, eu mă întorc la tine, mă întorc la tine. Biserica se întoarce la Domnul ei. În Vechiul Testament ea o expresie la lege și la mărturie, adică la Sfintele Scripturi. Și Biblia vine și spune că noi toți care privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slavă Domnul. Ce înseamnă a privi? Psalmul 34 cu versetul 5 spune, când îți întorci privirile spre El, te luminezi cu bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Evrei capitolul 3, versetul 1 și 2 spune cuvântul Domnului, frate sfinți care aveți parte de chemarea cerească, atintiți-vă privirile la cine? La Domnul Iisus Hristos, este mare apostol și este... Mă poți ajuta? E bine să ajutăm, frate. E bine să ajutăm, frate, când predică. Dar să te ții de mine. Ai o slujbă grea după mine, să te ții. Dar ajută-mă, Evrei, capitolul 3, versetul 1 și 2. Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, atintiți-vă privire la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus Hristos. Amin. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, când spune despre alergare, noi alergăm având privirea țintită înspre Hristos, este căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Știi ce se întâmplă? Devii exact la ceea ce privești. Privești la lumină, devii lumină, privești înspre Dumnezeu, devii exact ca El. Uite ce spune Biblia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Lui, și suntem schimbați în același chip al Lui. Dragilor, afișați 2 Corinteni 3 cu 18 și vreau să stau de vorbă cu voi. Dacă ar fi în fața noastră aici un tablou mare semnat de unul din pictori celebri, spuneți un nume de pictor celebru. Lucian, da? Bine. Dar dacă era... Sunt 2 tablouri, 3 tablouri, 4 tablouri. Unul este original și celelalte? Și ce se spune la copie? Este ca originalul. Copia este original sau nu este original? Când este o copie, ce expresie se folosește? Ca originalul. Haideți să ne uităm în 2 Corinteni 3 cu 18. Eu fac multe greșeli gramaticale, recunosc aceasta. Fac multe greșeli de exprimare, dar Duhul Sfânt n-a greșit niciodată, nici la nivel de punct, nici la nivel de virgulă. Iotă, vine și spune, când privim cu fața descoperită ca într-o oglindă gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, suntem schimbați în același chip, cum scrie, ca al Lui sau al Lui?
Copie sau real? Copie sau adevărat? Hristos în voi, nădejdea slavei. Ioan capitolul 1 cu versetul 14 spune: și noi am primit slava lui Dumnezeu, da? El a venit ai săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-a primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și noi, spune, am privit slava singurului Dumnezeu, singurului născut din Tatăl. Aș vrea să citesc. Am făcut o convenție cu Lidia și tot mă uit la ea. Dacă îți prea carismatic, să-mi zică să stai mai încetul și dacă vorbesc prea repede, mai, tot mai arar. Știi? Ea nu face nimic, înseamnă că e bine. Da? Ea este ajutorul potrivit pentru mine. Da, citim cuvântul Domnului. Haideți să spunem, cine noi privim cu față descoperită ca într-o oglindă? A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-a primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Versetul 13, născuți nu din sânge, nici din voia fiei lor, nici voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui. Am privit slava lui. Iisus Hristos este oglinderea slavei lui Dumnezeu. Și noi am privit slava lui. Am privit slava lui. Și când privești slava lui Dumnezeu, și când privești slava lui Iisus Hristos, ești transformat în același chip al lui. Este o diferență între slava din Vechiul Testament și slava din Noul Testament. În Vechiul Testament Dumnezeu și-a arătat slava când poporul evreu a ieșit prin Marea Roșie. Spune acolo că și-a arătat slava, Exodul 34 de la 17 la 18, și-a arătat slava la Marea Roșie, a nimicit pe care și pe călăreț. Dumnezeu și-a arătat slava când a revărsat mana, când a făcut ca să plouă mana și oamenii au mâncat în fiecare dimineață, strângeau. Și Dumnezeu i-a spus așa: mâine dimineață se va arăta slava mea. Și aș vrea să vă spun că mana care au mâncat-o evrei în pustie era trupul Domnului Iisus Hristos, și stânca de care am băut venea după ei, și stânca aceasta era Hristos, fiindcă au mâncat dintr-o mâncare duhovnicească și au băut dintr-o stâncă duhovnicească, și stânca aceasta era Hristos. Și Dumnezeu și-a arătat gloria și slava în mijlocul adunării. Când s-a făcut cortul întâlnirii și când au pus chivotul în locul preasfânt, slava lui Dumnezeu a coborât peste cort, a coborât în cort, și Moise nu putea să intre și preoții nu puteau să intre, fiindcă era slava Domnului. Moise s-a întâlnit cu Domnul pe munte, a stat cu Domnul pe munte și fața lui strălucea, fiindcă a văzut slava Domnului, și fața lui strălucea, fiindcă slava Domnului era peste el. Dar retine ceva. În Moise nu era slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu nu era în interiorul lui Moise. Slava lui Dumnezeu era doar pe fața lui Moise. În Vechiul Legământ, slava lui Dumnezeu era ceva exterior omului, ceva în afara omului. Când s-a construit templul lui Solomon, ce glorios templu! Și când au adus chivotul și l-au pus în locul preasfânt, slava lui Dumnezeu era așa de puternică încât preoții nu puteau să intre acolo. S-a întâmplat ceva în viața poporului evreu. A respins slava lui Dumnezeu. În Exodul capitolul 20, de la 18 la 20, când Dumnezeu le vorbea din mijlocul focului și slava lui Dumnezeu era vizibilă, poporul a spus: ajunge! Ajunge! Noi nu mai vrem să auzim slava Domnului, nu mai vrem să vedem slava Domnului. Moise, vorbește-ne tu, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Aș vrea să vă spun din istoria Bisericii Pentecostale din România. Biserica Pentecostală din România, când a început, era gloria lui Dumnezeu în adunare. Era manifestarea prezenței Duhului Sfânt în adunare. Îmi aduc aminte, în anii copilăriei mele, în adunările noastre se ridicau mâinile în sus în închinare, se striga aleluia, se striga osana, se bătea din palme. În Moldova, da, eram copil și în adunările noastre așa era, așa a început Biserica Pentecostală în România. Era prezența lui Dumnezeu, era gloria lui Dumnezeu în adunare. Era revărsarea Duhului Sfânt în adunare. Și a venit o perioadă de secetă, a venit o perioadă când poporul lui Dumnezeu a zis: ajunge, să nu ne mai vorbească Dumnezeu.
Și astăzi am un cuvânt, am un cuvânt așa de încurajare pentru biserica. Dumnezeu își arată gloria în biserica lui în vremea aceasta. El este glorios și este înălțat în biserica. Exodul 3:20 afișează, te rog, a lui este slava în biserică și în Hristos Iisus din generație în generație. Nu spune că a lui este slava în Hristos și în biserică. Prima dată vine și spune, a lui este slava în biserică. Amin? Proclamăm aceasta. Efeseni 3:20, iartă-mă, Efeseni 3:20. O, tu trebuie să mă corectezi, trebuie să știi mai bine decât mine, da? Că tu l-ai electronic acolo, da? Da? Versetul 21. A lui să fie slava unde prima dată? În biserică și în Hristos Iisus, din generație în generație, acolo spune, din neam în neam, dar în generația noastră, slava lui Dumnezeu este în biserică. În generația noastră, slava lui Dumnezeu se revarsă în biserică și este manifestată cu putere în biserică. Și toți care privesc slava Lui sunt transformați din slavă în slavă prin Duhul Domnului, în același chip al Lui. Nu este lucrarea noastră și vine și spune 2 Corinteni 3:18, transformarea aceasta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci se face prin Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este cel care sfințește adunarea. Prin cuvânt, Efeseni 5:27, El sfințește adunarea, biserica, prin cuvânt, prin botez, prin cuvânt, și biserica lui este cum? Este fără pată, este fără zbârcitură. Ajută-mă, te rog, ajută-mă așa, ca să înfățișeze lui, să înfățișeze înaintea lui această biserică fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce sfântă și fără prihană, ce sfântă și fără prihană. Biserica lui Hristos este slăvită, este glorificată, este slăvită. Proclamăm, haideți să spunem împreună cu toți, biserica Domnului Iisus este fără prihană, este fără zbârcitură, este fără pată, este slăvită. Așa sunt eu, așa sunt eu, așa sunt eu. Fiindcă apostolul Pavel vine și spune, templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Nu spune și voi, voi așa sunteți. Simt în Duhul cum Dumnezeu lucrează în adunare și aduce restaurarea slavei și gloriei în adunare. Este anul de răscumpărare, este anul de veselie. În anul de veselie fiecare se întoarce în partea lui de moștenire. În anul de moștenire robii se întorc, înapoi sunt eliberați. Și așa cum am cântat, lanțurile cad, legăturile cad. Dar în anul de robie, în anul de veselie, toate proprietățile, tot ce a furat vrăjmașul și tot ce ai pierdut pe drum, vine înapoi și gloria lui Dumnezeu este restaurată în biserică, gloria lui Dumnezeu este restaurată în neprihănire, în sfințenie, în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O, gloria lui Dumnezeu! Slava lui Dumnezeu nu este ceva abstract, slava lui Dumnezeu nu este ceva imaginar. Slava lui Dumnezeu nu face parte din teologia abstractă, nu! Și slava lui Dumnezeu este prezența gloriei lui Dumnezeu. Habacuc 2:14 vine și spune, cunoștința slavei a gloriei lui Dumnezeu va acoperi pământul, după cum apele acoperi fundul mărilor. Cunoștința slavei lui Dumnezeu acoperă pământul. De ce oamenii cunosc slava lui Dumnezeu? Nu cunosc teoretic. Slava lui Dumnezeu nu o poți cunoaște dintr-un DVD. Slava lui Dumnezeu nu o poți cunoaște dintr-un curs din 5 lecții. Slava lui Dumnezeu nu o poți întâlni vizionând un film despre gloria lui Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu o privești și o poți avea. Și slava lui Dumnezeu se revarsă când privești slava lui Dumnezeu, când privești gloria lui Dumnezeu, când privești la El, devii ca El, ești transformat în același chip al Lui, fiindcă omul la creație a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Isaia 43:7 vine și spune, i-am creat pentru slava mea și pentru gloria mea. Dar oamenii au pierdut slava lui Dumnezeu. Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de gloria lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dar în ziua de astăzi,
Biblia vine și spune, oi de câte ori cineva se întoarce la Domnul, măhrama este luată, măhrama este luată. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă gloria Lui și suntem transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. La noi în biserică, odată cineva m-a întrebat și a zis, frate Ilie, tu ai câțiva ani de zile de când ești cu noi și ne predești numai harul, predești numai pe Iisus, predești numai cuvântul, predești pe Dumnezeu, dar niciodată n-ai predicat păcatul. Și eu le-am știut și le-am spus fraților mei, că îi iubesc, voi nu pot să vă spun asta, dar la mei le-am spus așa, voi n-aveți nevoie să vă predic cum să păcătuiți, că voi știți singuri. Eu vă predic neprihănirea. Eu vă predic în neprihănire, vă predic gloria lui Dumnezeu și vă învăț ca să umblați în neprihănire, vă învăț ca să umblați în glorie, vă învăț prin cuvântul lui Dumnezeu și vă aduc împreună ca să puteți să umblați în neprihănire. Dragilor mei, este o ungere a restaurării în locul acesta, este o ungere a revărsării gloriei lui Dumnezeu și a așezării slavei lui Dumnezeu peste fiecare în parte, peste fiecare în parte. Gloria lui Dumnezeu în Vechiul Testament și slava lui Dumnezeu era în afara omului, dar în Noul Testament slava lui Dumnezeu este în interiorul omului. El a venit să ne facă cunoscut pe Tatăl și Duhul Sfânt vine și spune așa, Domnul Iisus a spus așa, când mă voi înainta la Tatăl, Ioan 16, vă voi trimite Duhul Sfânt, Duhul Adevărului care va fi cu voi și în voi. Fața lui Moise strălucea de gloria lui Dumnezeu și el și-a pus o măhramă pe privirea lui, că oamenii să nu se uite la slava lui. Dar slava care era pe fața lui Moise nu era în interior, nu era în interior. Duhul Sfânt este în tine. Trupul tău este templul Duhului Sfânt. Da, ai fost sfințit, ai fost pus deoparte. Și revin înapoi, am spus că voi spune... Vă voi aduce aminte ce înseamnă în Dumnezeu ierea omului. Ați auzit de un mare teolog în România, fratele Emil Bartoș. Da? El și-a dat doctoratul în scrierile părintelui Stăniloae. L-am cunoscut personal pe omul acesta lui Dumnezeu. Varianta scurtă a doctrinei în Dumnezeire este în felul următor. Ați cunoscut odată oameni pătimași de o patimă anume? Spuneți-mi o patimă care oamenii nu s-au putut lăsa. Alcool. Un om pătimaș de patima alcoolului a mers la biserică. A joiat pe icoană, pe altar, pe patraciri, pe moaște, pe evanghelie. A joiat pe tot ce se poate joia, pe anafără, pe tot ce se poate, candelă și altar, tot ce este acolo. Întrebarea mea este, a putut să se lase de băutură? Cunoașteți pe cineva? De ce? Fiindcă era o schimbare din exterior în interior. Iar în dumnezeirea omului înseamnă o schimbare din interior în exterior. Și un om de pătimaș de patima beției, când are loc transformarea și asta din interior în exterior, să plouă cu băutură, el își pune umbrela. Dacă n-are umbrela, nu scoate limba să-i picuie pe limbă. Mă înțelegeți? Fiindcă este liber. Ioan 8:36, dacă Fiul vă face liber, noi suntem tributari limbei moldovenești de acum 100 de ani. Și zicem, da, dacă nu mă face, nu sunt liber. Așa era modul de întocmire a propozițiilor acum 100 de ani în limbajul moldovenesc. Dar în înțelesul în biblic este așa, datorită faptul că Fiul te face liber, datorită faptul că Fiul te-a făcut liber, datorită faptul că El pe Golgota, Coloseni 2:15, a dezbrăcat domnire și stăpânirile, le-a făcut de ocare înainte întregii lumi, a ieșit biruitoare asupra lor prin cruce. Datorită faptului 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 8, partea a doua, Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului. Și lucrările diavolului din viața oamenilor, din viața celor și se încred în El, au fost nimicite. Ești liber. Lanțurile au fost desfăcute. Ești liber, legăturile au fost desfăcute și ungerea Duhului sfarmă jugul. Sfarmă jugul robiei, sfarmă jugul robiei. Mă întorc înapoi la
la cuvântul care l-am citit. Suntem schimbați, suntem transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Ioan capitolul 17 cu versetul 5, aș vrea să citesc câteva versete. O, Doamne, ce mare ești Tu, Duhule Sfinte, robesc Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, călăuzește din Scripturi, fiindcă astăzi este o lucrare așa de specială în locul acesta. Ioan 17 cu versetul 5 spune așa: Tată, posăvește-mă la Tine, posăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam înainte de întemeierea lumii. Versetul 22 vine și spune: Tată, eu mă rog ca ei să fie una. Mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine, ca ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Și versetul 22 vine și spune, versetul 22, eu le-am dat slava mea. Haleluia! În Ioan 17, versetul 22 este după versetul 5. Ei, tineți, Duhul Sfânt nu greșește. Prima dată El s-a rugat și a spus așa: Tată, prosăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care aveam la Tine înainte de întemeierea lumii. Și Tatăl l-a ascultat. Datorită evlaviei Lui, El a fost ascultat de Tatăl. Și în versetul 21 spune: Tată, eu mă rog pentru ei, mă rog ca toți să fie una. Cum una? Unii spun să fie dragoste în biserică. E foarte bine ca să fie una. Dar știți cum înțeleg eu versetul acesta? Tată, eu îi dau slava și Lui, dau slava și Ție, dau slava și Ție, Lidia, dau slava și Ție, nu, și dau slava și Ție, Vali, îți dau slava fiecare, îți dau slava și Ție, și Ție, și Ție. Exact ca la matematică, când făceam numitorul comun, toate fracțiile aveau același numitor comun. Era unitate și putem să le adun, putem să fac un întreg dintre ele. Mă înțelegeți? În adunare, slava lui Dumnezeu este revărsată în mod egal, 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 în fiecare, în fiecare, în fiecare. Și nu se face adunare, se face sinergie, fiindcă Duhul Domnului face lucrul acesta. Știți ce înseamnă sinergie? Haideți să vă spun. Aici, Marea Mure, știu că oamenii au bivol, bunici aveau bivol, nu bivol, bivol se puneau la lemne, la car, la pădure. Un bivol putea să tragă 2 tone. Și dacă puneai 2 bivoli la 2 căruțe, 2 și cu 2 tone, 4 tone, dar dacă pui 2 bivoli împreună, trag 10 tone. Asta este sinergia. Asta este sinergia. Duhul Sfânt este în fiecare. Gloria lui Dumnezeu este în fiecare. Unitate în glorie, unitate în slavă. Spune: Tată, vreau ca toți să fie una, cum eu în Tine, Tu în mine. Așa aș vrea să fie în ei. Și versetul următor vine și spune: Tată, le-am dat slava mea. Le-am dat slava mea. Nu spune că le voi da slava mea. Le-am dat slava pe care am avut-o la Tine înainte din temerea lumii. De fapt, în Isaia capitolul 53 cu versetul 11 spune: El va duce pe mulți fii la slavă. Va duce pe mulți fii la slavă. Efeseni capitolul 1 și până cu versetul 3 vine și spune: Am fost aleși înainte din temerea lumii. Am fost puși deoparte ca să slujim de laudă slavei Harului Său. Să slujim de laudă slavei Fiului Său, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui. Iertarea păcatelor. O, Doamne, cred că dacă vorbim despre gloria lui Dumnezeu și despre slava lui Dumnezeu manifestată în noi, ne trebuie mult timp. Aș vrea să mergem la partea practică. Mă uit în ceas. Aș vrea să mergem la partea practică. Cuvântul lui Dumnezeu vine și spune: Gloria și prezența lui Dumnezeu sfințește locul. Moise, scoateți încălțămintele, că locul pe care șezi tu cum este? Gloria lui Dumnezeu sfințește oamenii. Gloria lui Dumnezeu și manifestarea slavei lui Dumnezeu. Noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Reflectăm gloria lui Dumnezeu și suntem transformați în același chip al Lui, din slavă în slavă. Încă un detaliu. Nu știu cum să vă fac să mă înțelegeți. Dar dați-mi voie să fac ceva. Pe podiumul acesta cineva să urcă. Dacă cineva nu se urcă aici, poți să-i spui: urcă-te mai sus? N-ai cum.
Doar dacă îi spui cuiva, urcă-te pe treptele alea, el trebuie să fie pe podium. Ca să poți experimenta din slavă în slavă, trebuie. Unde trebuie să fii? În slavă. Aleluia. Rețineți, ca să poți merge din slavă în slavă, din glorie în glorie, din ungere în ungere, din nivel în nivel, trebuie să fii în slavă, trebuie să fii în Hristos, trebuie ca trupul tău să fie templul Duhului Sfânt. Și templul Duhului Sfânt, cum este? Este curat și așa sunteți voi, așa sunteți voi. Mă uit la voi, mă uitați la mine așa de atent, ca nu cumva să pierde ceva. Spune împreună cu mine, trupul meu este templul Duhului Sfânt. Trupul meu este templul Duhului Sfânt. Trupul meu este locul prea sfânt în care locuiește Dumnezeu. Trupul meu este locul prea sfânt în care locuiește Dumnezeu. Și templul Duhului Sfânt este curat. Spune, templul Duhului Sfânt este curat și așa sunt și eu. Așa sunt și eu. Așa sunt și eu. Nu știu de unde vii. Una din cântările vechi spune cam așa, știe Domnul din ce noapte ai venit spre răsărit. Nu știu de unde vii, nu știu cine ești, dar eu știu ce poți să devii. Eu știu ce poți să devii conform cuvântului lui Dumnezeu. Dacă nu poți să pui mâna pe inima ta și să spui, trupul meu este templul Duhului Sfânt, spune împreună cu mine, Tată, eu vin înaintea ta, eu vin înaintea ta, îmi predau trupul meu, m-ai cumpărat cu un preț, conform 1 Corinteni, capitolul 6, m-ai cumpărat cu un preț și trupul meu îți aparține și sufletul meu îți aparține și Duhul meu îți aparține. Locuiește tu în mine. Mă curățesc de orice păcat, mă curățesc de orice și nelegiuire, o rup cu nelegiuirea, o rup cu păcatul, o rup, mă întorc la tine. Și iau decizia, iau hotărârea în dimineața aceasta ca pentru tot restul vieții mele, trupul meu să fie templul Duhului Sfânt. Amin? 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 Fiindcă în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 20, ajută-mă, te rog, spune așa, ați fost cumpărați cu un preț. Proseviți, dar pe Dumnezeu, pe Domnul. Cum spune? 1 Corinteni 6, cu 20, ați fost cumpărați cu un preț. Proseviți-l, dar pe Dumnezeu. În trupul și în sufletul vostru, sau în trupul și duhul vostru, care sunt ale cuie, ale lui Dumnezeu. Și gloria lui Dumnezeu locuiește în tine. Gloria lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu locuiește în tine. Știu că îți dorești mai mult. Știu că îți dorești mai mult. Știu că îți dorești mai mult din El. Privim țintă înspre El și spune așa cuvântul Domnului, suntem transformați, suntem schimbați. Dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5 cu 17, este o făptură cum? Cele vechi sau? Toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea noi nu sunt de la noi, nu sunt de la noi, sunt de la Dumnezeu și ne le-a dat prin Duhul Său cel Sfânt. Amin? Și noi astăzi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă și slava mea și gloria care o port eu și slava pe care o port este slava Domnului Iisus Hristos și viața mea este transformată și viața mea este schimbată și eu sunt asemenea Lui. Sunt ca El. Sunt ca El. Spune, eu sunt ca El. Eu sunt ca El fiindcă El locuiește în mine. Eu sunt ca El fiindcă El trăiește în mine. Am neprihănirea Lui fiindcă Iisus Hristos a fost făcut de Dumnezeu Tatăl pentru mine, înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Da. Toate cele vechi s-au dus. Amin. Toate cele vechi s-au dus. În Biserica Ortodoxă este o expresie, Satan mă dezleg de tine și de toți îngerii tăi. Și mă unesc cu Hristos și sunt una cu Hristos. Și noi astăzi proclamăm, toate cele vechi s-au dus, amin? Și toate lucrurile s-au făcut noi. Și lucrurile noi vine gloria lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu locuiește în templul Său. Cel mai mult își dorește Dumnezeu ca să-și reverse gloria și să-și manifeste gloria și slava în vremea aceasta în biserică și în Hristos Iisus. Dar nu numai aici, nu numai aici, nu. El își manifestă gloria și slava în viața noastră,
Galateni 1 cu 24, Pavel vine și spunea că oamenii slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Galateni 1 cu 24 vine și spune Pavel, oamenii îl slăveau pe Dumnezeu din pricina mea, din cauza mea. Așa te transformă Dumnezeu și așa te schimbă Dumnezeu. Primește schimbarea Lui și primește transformarea Lui și noirea făcută de Duhul lui Dumnezeu, astfel încât colegii tăi de muncă, începând de luni, să te vadă un om schimbat. Să te întrebe, spune-mi ce s-a întâmplat cu tine, s-a întâmplat ceva cu tine. Tu poți să nu le spui nimic, dar ei încep să-L laude pe Dumnezeu și să-L glorifice pe Dumnezeu. Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și-a arătat gloria și slava prin miracole, prin minuni. Și-a arătat gloria și slava. În Ioan îmi spune, capitolul în Ioan 2 cu 11, când a schimbat apa în vin, a schimbat formula chimică a apei. Cine mă poate ajuta cu chimia organică? Eu atâta știu că apa are H2O, dar vinul, ce formulă organică, în chimia organică, ce formulă are? Dacă aș scrie eu, cred că am nevoie de o pagină întreagă. El a schimbat formula chimică a apei, slăvit să fie numele Lui. Și spune așa că El și-a arătat slava, și-a arătat gloria. Amin? Cunosc multe cazuri. Oameni care erau bolnavi, aveau analizele sub orice critică. Și când le-am citit versetul acesta, că El și-a arătat slava transformând apa în vin și transformând formula chimică a apei, l-am întrebat, spune-mi, ce este mai important în ochii lui Dumnezeu? Vinul sau viața ta? Vinul, zice, și viața mea. Atunci, fii vindecat în numele Lui Iisus și proclam peste analizele tale, analizele normale. Proclam peste analizele tale, analizele normale. Da, Dumnezeu și-a arătat slavă vindecând bolnavii, toți care au venit la El au fost vindecați. Amin? Dar își arată slava și prin tine și gloria și arată prin tine. Vă veți pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Amin? Veți porunci demonilor și demonii vor pleca. Aveți autoritatea aceasta, aveți împuternicirea aceasta. În vremea aceasta Dumnezeu ridică fișe și-și arată slava. Poate nu ai curajul să-ți pui mâinile peste bolnavi, dar treci și umbra trece peste bolnavi și bolnavii sunt vindecați fără să spui un cuvânt, fiindcă gloria lui Dumnezeu, Isaia 58:8 spune, slava lui Dumnezeu îi urmează, este o aregardă, este așa cum este trena miresei care vine în urmă, așa este slava lui Dumnezeu care îi urmează pe cei care se încred în El. Isaia 53:11 spune, va duce pe mulți fii în slavă. Va duce, tu ești dus în slavă, deja ești în slavă, ai primit deja slava lui Hristos. El nu spune, Tată, când voi muri să le dai slava ta. Nu, El spune așa, Tată, eu le-am dat slava ta, le-am dat slava pe care avem la tine înainte de întemeierea lumii. Dragule, tu ești purtător de slava lui Dumnezeu. Domnul Iisus a dat deja slava. Tu trebuie să poți slava. El este Alfa și Omega, este începutul și sfârșitul. Este sfârșitul Icabod din viața ta. Este sfârșitul zilelor fără de slavă. Este sfârșitul zilelor și vieții Icabod din viața ta, din parcursul vieții tale. Este anul de veselie și El te duce înapoi în slavă și îți dă slava. Dar nu o slavă oricare. Nu o slavă oricare, cum spune în Ioan capitolul 1, și slava Domnului Iisus Hristos în mod real. Și te transformă, te schimbă, te ia. El își revarsă Duhul Sfânt. În Ioel capitolul 2 spune că niciodată poporul meu nu va mai fi de ocară. Voi turna Duhul meu peste orice făptură, peste orice făptură, peste orice făptură. Simt în Duhul meu un anotim și un sezon al restaurării slavei în biserică, a restaurării gloriei lui Dumnezeu în viața personală. Ai trăit în obscuritate, ai trăit în rușine. Isaia 61:7, în locul rușinei tale vei avea îndoită cinste, vei avea îndoită cinste. Ai umblat cu capul plecat datorită faptului că diavolul te-a condamnat, te-a osândit și ai umblat cu capul plecat atâția ani. Ridică-ți privirile, ridică-te în capul oaselor, vorbesc cu oaselor uscate, ați stat în rușine, ați stat în ocară.
Duhul Domnului vine peste oasele uscate și dă viață. Este gloria lui Dumnezeu, este slavă lui Dumnezeu. Este gloria lui Dumnezeu și slavă lui Dumnezeu. Și astăzi ești chemat să faci un pas mai departe. Un pas mai departe, Vali. Tu ai ajuns la un nivel, dar ești chemat să faci un pas mai departe împreună cu Domnul. Nu, și ești la un nivel împreună cu Domnul, un nivel de ungere, dar ești chemat să faci un pas mai departe. Tu vrei să faci un pas mai departe cu Domnul? Cine mai vrea să mai facă un pas mai departe cu Domnul? Cine vrea să meargă mai departe, mai departe, mai departe, mai departe? Vine și spune din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, și lucrul acesta nu se face prin tărie. Nu se face prin tărie, nu se face printr-o predică, nu, ci lucrul acesta se face prin ce? Prin Duhul Domnului. Suntem transformați din glorie în glorie, prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului, prin Duhul Domnului. Aleluia! Duhul Sfânt îmi spune, dacă îndemn poporul să spună, Doamne, dăm slava Ta, îl faci mișunos pe Hristos. El deja o dat slava. El deja ne-a dat slava. Învață-i pe fiii mei să umble în glorie și să umble în slavă. Asta îmi spune Duhul Sfânt. Învață-i pe fiii mei să pășească de la un nivel la altul. Învață-i pe fii și fiice să pășească de la un nivel la altul. Din glorie în glorie, prin Duhul Domnului. E cineva în locul acesta care nu s-a hotărât pentru Domnul și astăzi a vorbit Domnul în mod personal și Duhul Domnului spune, aș vrea să merg și eu în gloria și în slava Fiului lui Dumnezeu. Aș vrea și eu să-L cunosc pe Dumnezeu și să merg mai departe împreună cu El. Îți dau posibilitatea, ridică o mână unde ești tu și spune-i, Tată, vreau și eu să merg mai departe, mai departe, să cunosc și eu gloria Fiilor lui Dumnezeu și să merg mai departe, un pas mai departe. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze. Aș vrea să închei, nu știu, frate Vali, cum, nu știu cum, nu știu cum, nu știu cum, dar Duhul Sfânt îmi spune, lasă-i pe fiii mei și pe fiicele mele să pășească un pas mai departe în glorie. Este un pas al credinței. Este pur și simplu când El mă apucă de mână. Exact ca în Apocalipsa, capitolul 4, cu versetul 1, spune că o ușă s-a deschis în ceruri și un glas i-a spus așa, urcă-te aici! Urcă-te aici, fă un pas mai departe, fă un pas mai departe în glorie, fă un pas mai departe împreună cu Domnul. Nu știu cum se procedează la voi, dar Duhul Sfânt îmi spune, lasă-i pe fii și fiice, dă-le posibilitatea, dă-le ocazia, încurajează pe fii și fiice, îndeamnă pe fii și fiice să facă un pas mai departe, un pas mai departe, din slavă în slavă, din glorie în glorie. Duhul Sfânt îmi spune, lasă pe fiicele mele și pe fiii mei să spună, să stea de vorbă cu mine, că s-au săturat de Icabod, s-au săturat de locuri fără slavă, s-au săturat de viață fără slavă, fiindcă slavă lui Dumnezeu acoperă pământul ca apele care acoperă fundul mărilor, cei care zac în valea umbrelor morții, cei din ținutul lui Zabulon și de Neftali, văd slavă lui Dumnezeu, văd gloria lui Dumnezeu strălucind și biserica se ridică, biserica se ridică, fii și fiice, ne ridicăm, ne ridicăm, ne ridicăm, frate Vali, ia microfonul, mai departe, intrăm în slujire cu echipele de slujire, da, intrăm, facem un pas împreună, Duhul Sfânt îmi spune, este un sezon și este o atmosferă de eliberare, este o ungere de eliberare, este o ungere de puternicire și de revărsare a gloriei lui Dumnezeu și fii și fiice pășesc în slavă, pășesc în slavă, slăvit este Domnul, glorie Domnului. Frate Vali, te rog. O să te provoc dacă ești în dimineața asta aici și simți că trebuie să mergi, că ești provocat să mergi încă un pas în slavă. Vreau să iau locul ăsta și să fie o zonă, un nou nivel de slavă. Nu te uita că aici, că e mai jos. Vreau să spun că e mai sus. Este un loc a gloriei și a slavei. Și vreau să te provoc să vii aici jos. Dacă vrei să mergi încă un pas înainte, încă un pas sau mai mulți, pentru că Dumnezeu nu este limitat. El nu te duce, Dumnezeu te duce din glorie în glorie. Așa că te aștept să vii aici jos.